Eu, salut, fraților, sunt Levi și vreau să vă spun că această zi este cea mai plictisitoare pe care se poate spune că e așa. Sunt în casă, stau linevesc, tot din cauza coronei virus, așa se zice. Eu mă pun acum, așa, nu un pic, așteptați, vă rog. Vreau să vă spun că toată această problemă cu coronavirus mi se pare o prostie. Adică, cum să vă zic? Da, într-adevăr, uitați, la mine în județ, în Târgu Mureș, au fost câteva exemple, nu știu cam cât, 4, 5, 10, nu știu, sincer. Dar aproape de unde locuiesc eu, s-a dovedit că este o persoană coronavirus, care îmi pare, mi se pula mea. Bine, tot ce se întâmplă sunt numai la ăștia bătrâni cu coronavirus. Dar la noi ăștia tinerii, spuneți-mi și mie, lăsați în jos în comentarii și scrieți-mi ce se poate întâmpla dacă noi, tinerii din ziua de azi, avem coronavirus. Toată lumea spune că tinerii nu, în special numai bătrânii au coronavirus. Noi de ce nu avem? Careva dintre noi, mă refer. Bine, în sensul că mă refer că e și normal, noi tineri fiind... No, noi suntem bazați pe noi, că no, hai că ieșim afară, că pula mea, că nu știu ce, că nu știu ce. Dar, totuși, deci vă rog frumos, lăsați un like, dați subscribe și apăsați butonul de like, adică, scuzați-mă, clopoțelul. Și ce să vă zic, dragilor? Următorul videoclip, eu o să postez cam în zilele de luni, marți, miercuri, vineri și duminică. Pentru că nu sunt 100% sigur, dar voi fi undeva. Vă las pe voi să vă decideți. Deci nu uitați, lăsați un like, dați un subscribe și apăsați butonul de clopoțel pentru mai multe notificări. Și vă promit, și dați-mi și scrieți în comentarii de ce tinerii din ziua de azi râd la această problemă coronavirus. Ciao, v-am pupat!